să le dăm centru istoric înapoi Botoșani, doar așa cum a fost odată. Și facem aceste demersuri în paralel cu oferirea unor spații cetățenilor care dețin locuințe sociale în centru istoric, pentru a nu mai avea astfel de imobile acolo, să căutăm altă destinație. Și în acest sens am demarat licitația pentru cele 72 de locuințe sociale din cartierul Anele Cișmea. Licitație care presupune un rest de executat în valoare de 9 milioane de lei, pentru că am avut un constructor acolo care a intrat în insolvență și a denunțat contractul pe care l-am avut pentru execuția acestor locuințe sociale. Și vom continua reabilitarea imobilelor pentru a avea și o alternativă pentru cei care locuiesc în centrul istoric. Și cu hotărârea din Consiliul Local să schimbăm destinația locuințelor sociale din centrul istoric cu altă destinație. Mulțumesc.